Asta e strada către casa noastră. Ia uite. E foarte drăguță. Unde se coboară? În țara asta, nu respiri fără să dai bani, frate. Pentru că am găini. Am găini pe aici, pe undeva. De ziua ta la terme. Îmi place cum se vede aburi. Uite, de exemplu, în spate, acolo la cascadă, vezi cum... Deci, ce o să vedeți în vlogul de astăzi? Asta este mașinuța noastră, Suzuki Jimny, aici în Costa Rica. Acum plecăm, începe un road trip de 3 săptămâni în care o să explorăm frumusețile acestei țări. Dar acum plecăm către La Fortuna, o zonă foarte mișto cu un vulcan. Acolo am închiriat o cabană faină, pentru că mâine este ziua Ralucăi. Am vorbit și cu tipul de acolo să-i pregătească niște floricele. Deci trebuie să ajungem acolo, să vedem cabana, să explorăm zona asta cu vinerilor. Deci asta o să vedeți astăzi, primul episod din road trip-ul Costa Rica, drumul până la Fortuna, ziua Ralucăi, cabana pe care am luat-o în sălbăticie, cum ajungem până acolo și odată pentru totdeauna, profitând de cei 4 ani de experiență pe care i-am avut în rent-a-car, o să explic care e faza cu închirierile auto, cât îmi apare pe internet și cât a costat. Vă învăț de ce se întâmplă chestia asta și cum să evitați. Bine ați venit la un nou vlog, să începem! Și eu sunt tot copt de răcit, sper să ne vin până mâine. Mașina asta n-are... Are doar două locuri de fapt, adică are patru, dar dacă ai bagaje, nu mai ai locuri. Ori dai afară oamenii, ori bagajele. Se pare că drumurile sunt cu plată aici și deși la un moment dat am pus să evităm drumurile cu plată pentru că era 2 ore 58 cu plată, 2 ore 59 fără plată, tot treci pe aici. Dar nu știu, să vedem cum se, dacă se plătește acum la ieșire, ăștia vând pe aici o grămadă de chestii. E plin de vânzători, așa că vând banane. 275 de colones. Eu tot spun coroane. Nu, colones, colones. Colones. Dar nu știu cât este asta, că vă spun acum. 4 euro trebuie să fie. Nu, mult mai puțin. Mai puțin? Dar nu știu dacă asta e taxă de drum sau e taxă de șmecher sau... Sunt mai multe, cred. Asta e 50 de cenți. Ah, da, eu am zis... 2000? 2000, da, da. 275. E ieftin. Ia uite, am o monedă de 500. Și eu am bănuț, cred. Ai! Doamne, ce rău. Hola. ¿Cuántos de estos hay hasta la fortuna? Solo este. ¿Solo este? Ah, me sale barato hoy. Gracias. Gracias, que tenga buen día. Pura vida. Chico, ¿dónde está ya? Nu înțelegeam cum facem o oră și 35 de minute pentru 60 de kilometri. Dar deja am intrat pe drum de munte, cumva urcăm și coborăm și trecem prin foarte multe sate. Pe mine ce mă surprinde e ce capacitate au șoferii de tir aici să conducă pe drumurile astea super înguste și merg mult mai tare decât mine. Bine, probabil au și experiența, îți dai seama. Dar pe drumuri super înguste, așa ridicate, printre sătulețe, printre copăcii, printre prăpastii, trec ai mei cu tirurile cu 90, n-ai văzut așa. Și am văzut foarte multe sodas. Soda sunt restaurante localnice. Acolo merg localnici să mănânce. Sunt echivalentul a warungurilor din Bali, dacă ați fost prin Bali. Da. Unde mănâncă balinezi, unde mănâncă oameni locali. Trebuie să rotezi așa micuțe familiare. Noi inițial credeam că e ceva de sucuri, de cola, de soda. Dar nu, nu e. Numai că de obicei vând casado. Casado fiind... Orez... frijoles, cum se spune? Orez, fasole... Fasole... ou și ceva carne. Da, și carne. Hai da! Hai cu tata! Trrr, 40 de litri mi-a luat în partea asta, hai! Mă sperie puține că intrăm în norii aia. Da, se vede foarte frumos. Pentru asta vin Costa Rica, asta e motivul. Era o vacă. Toți vacă asta. Nu, asta era o vacă cu ochii vânăt, a avut-o bărbasul, a avut-o bou. Am intrat în ceață. Aici, sus pe munte, sper că nu o să stăm mult. Ești bine? Au un buton aici pe care scrie ceața, dar nu știu ce face. Dacă apăs pe el și dispare ceața, să o văd eu mai bine.
Deci suntem cam pe la jumătate de drum. Uitați-vă și voi cum arată locul ăsta. Uitați-vă cum arată locul ăsta. Avem acolo, e, nu știu dacă e ceață sau... Aici sunt multe cloud forest din astea, păduri de astea cu nori așa. Cred că cele mai multe din lume sunt aici. Aici au niște grădini, am pe cafeneaua, pentru asta am venit. Știți că cafeaua în Costa Rica e super, super renumită și foarte, foarte bună. Și noi, dacă iubim un lucru pe lumea asta, e cafeaua asta, e clar. Trebuie să și gustăm, nu că ne-am gustat și... de până acum. Am zis că acolo sunt băile, a venit un băiat imediat să ne prezinte și parcarea, adică oamenii imediat vin să prezinte și sunt niște trasee. Păi să vezi, cum se numesc, fluturi și suntem păsări. Suntem într-un mariposari, așa se numește. Așa, costă $10 intrarea, dar noi trebuie să ajungem în, la Fortuna, deci o să ne oprim să bem o cafeluță aici. Să mă odihnesc puțin și ne continuăm traseul. Ați văzut că suntem în Pura Vida, Costa Rica, forță. Deci, uite, inaugurăm șapca asta cu animal. Raluca are ăsta de la, cum zice, ăsta de la Teotihuacan și cerceiași. Și cerceiași. Uite, cu animăluțe. Cred că sunt cerceiași mai ieftini pe care i-am cumpărat. Ăștia sau cei din Marrakesh? Ce a fost tot $1? O să lămurim asta odată pentru totdeauna. 4 ani am de experiență în rent-a-car, din care 2 de office manager și vă las dovada aici, Cristi Corporatist. Înainte să închiriez mașina asta, știind că vor apărea întrebările, m-am pregătit. O să vă las undeva pe ecran cât mă costa mașina asta pentru exact aceleași dăți. Aceeași perioadă de călătorie, același tip de mașină, $4 pe zi. Ori 21 de zile, 84 de euro. Știți cât a costat? 773 de euro plus $300 garanție. Și asta se întâmplă peste tot. E o tehnică care se folosește de mai bine de 10 ani. O să vă explic de ce se folosește, cum să le eviți și la ce să te uiți atunci când vrei să iei o mașină și să știi exact ce plătești. Sunt supărat? Nu, pentru că eu știam exact că așa se va întâmpla. Eu niciodată nu am crezut că prețul mașinii va fi acela de $4. Eu am știut, dar pentru că am experiență și pentru că știu unde să citesc. Atunci când îi adaugi asigurările necesare și faptul că tu probabil nu vrei dori să lași $2000 garanție pe cardul tău, vei ajunge la un preț mai mare. Vă explic de ce. Trăim într-o era concurenței, trăim într-o era în care sunt tot mai multe rent-a-car-uri și ales mulți brokeri. Booking, Skyscanner, Rental Cars, în Spania mai era Do You Spain. Tu pui orașul și ei îți arată prețurile tuturor rent-a-car-urilor. Atunci tu, ca și proprietar de rent-a-car, vrei să apari pe prima pagină, așa că pui cel mai mic preț posibil. Atunci când la mașină începi să-i adaugi toate asigurările necesare și toate chestiile de care tu vei avea nevoie pentru o călătorie cât mai plăcută, prețurile se duc foarte, foarte sus. Și la ghișeu vei fi forțat să cumperi o asigurare care costă de 3-4 ori mai mult decât mașina sau dacă nu, va trebui să lași o garanție, ce începe de pe la $1100. Mai mult de atât, vei fi amenințat că vei fi bun de plată pentru orice zgârietură a mașinii. Și chiar dacă nu se întâmplă, va dura foarte mult până vei recupera banii. Mie personal mi s-a întâmplat în Grecia și în Oman să dureze 31 de zile până mi-au înapoiat bani. Cum rezolvăm chestia asta? Primul red flag, cum se spune în engleză, primul semn că ceva nu e bine și că te vor încălța atunci când vei ajunge la ghișeu, e dacă asigurarea care îți duce responsabilitatea la zero costă de 4 ori mai mult decât mașina. Normal este ca mașina să coste 20-30 de euro pe zi și asigurarea să coste 5, 6, 7, 8 euro pe zi care să-ți ducă ție responsabilitatea la zero. Cum știi sigur că vei merge la o companie bună? Review-uri pe Google. Eu, deși cred că am fost un om foarte, foarte mișto și foarte amabil și m-am purtat cât mai bine cu clienții pentru că lucram într-o firmă în care se practica această strategie de a pune prețuri mici și după aia să încercăm să-i vindem chestii la ghișeu, ăsta e ratingul pe care l-aveam pe Google. Și acum să revenim la cazul nostru, hai să vedem cum găsești un rent-a-car serios, care să aibă review-uri foarte bune, ceea ce e foarte greu, în țară, București. Hai să vedem. Prima oară după review-uri. VLC Rent-a-car București, 4,7 din 1300 de review-uri. Intrăm pe site și facem o căutare. Aeroport Otopeni, de pe 8 octombrie până pe 15. 23 de euro pe zi. Ăsta e un preț normal. Dacă intri pe un site și vezi că mașina costă 1 euro, 2 euro, 3 euro, crede-mă, nu e așa. Ok, rezervă acum, responsabilitate zero. Meriți o vacanță fără griji. 6,8 euro pe zi. Mașina 27, cred că mașina 23, asigurarea 6. Asta înseamnă că oamenii sunt transparenți. Și o garanție micuță de doar 350 de euro care îți va fi înapoiat în momentul returnării mașinii. Asta e complet normal. Fără nicio responsabilitate. Adică dacă, Doamne ferește, o zgâri când parchezi la tine în garaj pentru că nu ești obișnuit cu mașina asta sau o zgâri în garajul hotelului, nu ești responsabil de nimic. Ăsta e un preț normal. Asta e o chestie transparentă. Așa trebuie să se închirieze mașini. Aveți VLC Rent-a-car. Sunt în multe locații din România oameni serioși, oameni cu review-uri foarte bune pe care vi recomand cu drag și pe care foarte probabil îi vom folosi și noi când ne întoarcem în România, abia în primăvară. Ce mai avem aici?
Poți să închiriezi laptop, internet, bicicletă, portbagaj auto, spălare standard, scaun copil, pachet doi copii, tabletă cu internet nelimitat, au o grămadă de extra opțiuni și hai să vedem unde îi puteți găsi. În aeroport, în Otopeni, în Bacău, în Cluj, în Craiova, în Sibiu, Timișoara, Suceava și Iași. Vă las link în descriere cu toate datele lor de contact. Sper că acest video să vă fi învățat ceva și sper să țineți minte că uneori lucrurile arată prea bine să fie adevărat. Ori din fructul de cafea făcut vinul, ori așa se numește. Vinul de, fruct, de la fructul de cafea, vin din cafea n-am auzit în viața mea, dar nu m-ar spune nimic. Hola! Deci cafele de tot felul, dar piesa de rezistență e viu. Hai zic că e un business familiar ăsta. Dar e o oprire frumoasă. Cocora Tropical Forest. Vă spun de pe acum, mai ales și cu partea la început în care am vorbit despre mașină și cu faptul că vine ziua Raluca și o să vedeți tot în clipul ăsta și cabana pe care o avem închiriată și drumul. Vă spun de pe acum că va fi un vlog lung, deci pregătiți-vă, dacă sunteți dispuși să-l vedeți, așezați-vă, luați loc, dați un like, abonați-vă, vă rugăm frumos, pentru că pe mine ajută foarte mult și continuăm. Să știți că va fi un video lung. Sunt multe chestii de vorbit și de filmat și de arătat și ce-mi place, Doamne. Ia uite-l cum vine, ca la tata de Isuzu. Hai. Eu stau jos în mașină stor. A zis tanti că cafeaua asta e culeasă la ei, în curte, gen. Băi, ce frumos a pus 3 bobe de cafea. Așa arată. E bun? Miroase și laptele fain. Vreau un pic de zahăr. Ce spumă frumoasă a făcut, dar ia uite, dar e... Nu, dar e strong. Încerc să învăț pe Luca să bea espresso macchiato și nu latte, care e doar lapte. Și un pic de cafea. Deci e plin de gângăni, trebuie să mă obișnuiesc cu asta în Costa Rica. Costa Rica. Nu poate fi el cumva? Pura vida mare. Mamă, cafeaua asta. Mamă. Să rog să mergi. Și acum intrăm în sătuleț. Trecem râul la Fortuna, podul și începe de ea să fie tot plin de excursii, oameni, caravane. Ia uite acolo jos. Cred că astea sunt termele alea gratuite, călduțe, să știi. Da, s-ar putea să fie aici, poate în mală. Mai plin de mașini. Gringos. Asta e strada către casa noastră. E foarte drăguță. Sunt numai case și hoteluri și restaurante și magazine. Da. E foarte pregătit locul ăsta. Ia uite. Superb. Zic că ești în Bali. Să știi. Ha? Acum să vedem cum găsim casa, că eu am vrut cabană. Nu am vrut să stau cu toată lumea la oaltă. Am vrut cabană, liniște. Să vedem dacă o găsim acum. Mai avem, uite, 4 minute, 1 km și jumate. Nu că ăla-i, ce am găsit eu pe hartă, așa, dar nu e exact, nu e locația exactă. Ok. La Fortuna cred că era în partea cealaltă, centrul orașului, dacă nu mă înșel. Ne mergem către nori. A, așa și trebuie, către vulcan. Vulcanul n-a mai rupt în vreo 50 de ani. Sper să n-aibă de gând acum. Cred, 50 de ani. Aici o să vorbim într-un vlog viitor, dar aici practic un sat întreg a fost mâncat de lava vulcanului peste noapte, o tragedie națională. Uite vulturi. Mamă, ce parcare miculuță, frate, uite. Stai că nu știam dacă o să intre sau nu. Mașina, dar a intrat, că mașina e mai mică decât pare dinăuntru. Da, eventual dacă intrai așa pare mai mare. Ce se vede, tuță? Toată căsuța asta e a noastră? Si, seniora. Mamă, deci eu n-am semnal deloc, tu ai semnal? Eu am 0, nici semnal, nici nimic, deci mi-am luat cartele de geamă. Unde era cu codul ăla ăsta? Ok. Stai, închidem. Big green and turn off. Big green and turn off the aircon. Ia uite. Ma. Home sweet home. Unde e prin becuri mai multe? Mă, mă, să stacă. Adică un haos. Uite, uite, vita la mulți ani. Uite! Sunt pentru mine?
iubita. Da, iubita. Băi, că sunt de adevărate, le-am mișcat. Normal că sunt de adevărate. Știa ce miroase? Știa ce miroase? Miroase a floarea soarelui. Da, eu le-am ales, iubire. Pe bune? Da. Mulțumesc! Multe anticipat. Mulțumesc! Îți plac? Da! Mai, miroase a floarea soarelui, pe bune. Uite că au brigi-brigi. În sezon. Da? Au brigi-brigi. Thank you for coming. Deci ăsta e un dormitor aici. Îmi imaginez că ăsta e principal, nu? Da, dormitorul principal. Avem ventilatoare de-astea pe aici pe sus. O să vă cred că vă vâge capul vouă. Stai să-l opresc. Am mers foarte repede. Da, ia, mi-e taie capul ăsta. Așa. Bun, continuăm. Ce mai avem aici? Am dormit, un dormitor, mai micuț. În caz de ne certăm. Încă un dormitor. E bine că este aer condiționat peste tot. Mi-e place că e lemn, așa. Aici avem toaleta. Aoleu, trebuie să închidem geamurile alea neapărat. Trebuie să închidem neapărat geamurile alea, că intră toți valorii. Aici e chestia asta care arată super mișto. Bucătărioară. Mamă, ce e aici, frate? Ce mai avem? Uite, putem să ne facem sumă. Și aici nu știu ce. A, asta e grădinuța noastră, mă, de fapt. Și aici facem de mâncare și aici ne vom petrece timpul. Ai, aici cred că o să stăm mai mult, iubito. A, dar ce mișto e. Ia uite. Aici avem mașina de spălat și uscător. Tigăile. Open bar. Masă. Bună, cum îți spuse tigăile aici sus, ai văzut? Uite, jucăm o tablă dacă vrei. Domino. Din asta să faci sport. Gantere, muzică și un hamac aici, stai să te relaxezi și în spate dai direct către pădurice. Cum vi se pare cazarea pe care am ales-o pentru ziua fetei? Ce drăguț! Îți place, Vita? Da, încolunjești ce e? Nu știu. Dar cred că noi aici ne vom petrece timpul. Da, și eu ți-o așa cred. Și ați băgat de seamă ceva? Nu e televizor. Ah, nu, aici îți trebuie. Bă, mă, uitați ce cheie am aici, că vreau să vă arăt ceva. Raluca vorbește cu maică sa, că deja, deși aici este ora 3 și jumătate după masa, în Europa deja e gata, e ziua ei. Uitați așa, mă. Ce plac vlogurile astea așa mai de personale, așa. Bine, îmi plac. Vouă nu știu dacă vă plac, dar vin și vlogurile lor de cu povești, istorie și toate cele. Ah. Mă scuzați că apar în fața voastră fără tricou, dar să știți că aici, deși am condus doar 100 și ceva de kilometri, umiditatea este mult mai mare și este mult mai cald. Am venit aici în grădină pentru că am găini. Am găini pe aici pe undeva, dar au fugit. Când am deschis ușa, au fugit, erau aici. Și o să vă arăt pe hartă, fiți atenți, că noi suntem, de fapt, la poalele unui vulcan. Oh, ce păsări sunt alea! Deci să vedeți. Ăla e vulcanul Arenal. Aici. Ăsta este vulcanul Arenal și ar trebui să se vadă undeva pe acolo, dar este atât de multă ceață sau nori încât nu se vede absolut nimic. N-aș ști să vă spun unde e, dar conform GPS-ului este cumva în direcția aceea. Trebuie să avem... Mamă, ce mare e pasărea aia, bă! Aia e casa și probabil tot în acest video o să vă arătăm rețetele misterioase ale Ralucăi și într-un alt video vom face un hike, o să plătim taxa de intrare care e vreo $50 pentru amândoi, să ne apropiem cât mai mult de vulcan și să vorbim despre un sat întreg care a dispărut și a pierit, efectiv nu a dispărut, a pierit peste noapte din cauza erupției acelui vulcan. Care acum e atât de aproape de noi și sperăm să stea tot așa parcat în continuare. Vreau să-mi scrieți în comentarii cum vi se par vouă clipurile de genul ăsta. Mai de casă, așa, mai chill. Vecinii de aici au și găini și au și mulți copii, ceea ce mă sperie. A, uite, avem și grătarul, ăsta e tot al nostru. Numai că trebuie să fii pe acolo. A, în grătar aici! Pe lângă cuptor și toate cele, în grătar și hamac. M-am pus în hamac înainte. Pare rău că n-am putut să vă arăt găinile, că mi-au fugit. Aia
Așa. Am cuiat hamacul. Am fost și am mai făcut niște cumpărături pentru cumpleaniera. Ce ți-ai luat? Toate astea. Hei, lasă, alea că le-am luat. Da, că Raluca e, deci fiți atenți, Raluca a nebunit de tot. Acum că face 31 de ani, a zis că ea vrea să vină în mijlocul pustiului aici, unde by the way n-avem semnal la telefon absolut deloc. Ca să Dema? Da, și ea vrea să facă... Ce vrei să faci, mă? Prăjituri? Vreau să fac primul meu tort. Vreau să fac torta sănătos și pizza la fel sănătoasă, cu blat de nu știu ce drum a plimbat prima magazin, mi-au stricat pacele, dar cele mai important asta e. Am luat un șpreț pe mâine, un spumant corect. Și mai am ceva frumos. Nu știți cât de greu e să găsești chestiile astea pe aici, prin satele astea micuțe. Satul îmi aduce aminte de Ubud. E exact ca în Bali. Și uite, am și globitos. Și globitos. Și am mai luat o sticlă de un vin de rezervă. În caz să nu ne place. Asta a fost 25 de euro ceva. Genul e un vin bunicel. Hai de să unde știi tu că e bunicel? Pentru că știu, Raluca, că eu umblu cu oameni care cunosc de vinuri. Aici stau familia numeroasă. Ai uite câte haine au întinse. Hai să băgăm totul. La noi în casă. Pura vida, mae, pura vida. Da, dau usturoi pe răzătoare. N-avem din aia, tocător, mă, cicnător din aia, cum se numește. Nu contează. Ce este mai sexy decât atât? Un bărbat care îți face de mâncare? Mă iau gură în gură cu mexican. Cafeaua pe care am cumpărat-o de aici, de Costa Rica, e excepțional. Are o aromă de ciocolată dulce, așa. Yeah. Fantastică. Mai se cântă la mulți ani. Da. Sunt zile grele astea de obicei. Zile onomastice, Crăciun, sărbători. E greu când călătorești și îți lipsesc oamenii. Și așa ne-am trezit astăzi. Trezit pe la 6:30, vecinii aveau petrecere. A început și ploaia asta, care nu s-a mai oprit. Este ora 9 acum. Așa că fata răspunde la toate mesajele pe care le primește din România și din toate părțile. Așa că o să fac niște o-o aici, liniștiți. Iar apoi vedem cum evoluează ziua. Stau să mă vedeți și pe mine. Poate voi era dor. Așa arăt eu dimineața când mă trezesc. Fără machiaj, fără nimic. Spectaculos este. Din păcate, nu s-a oprit ploaia astăzi deloc. S-a oprit acum. Am vrut zic că nu s-a oprit ploaia astăzi deloc și că aici aproape este un râu termal cu apă caldă care vine încălzită cumva de vulcan. Bineînțeles, mare parte din aceste ape fac parte din resorturi de lux care costă 500 de euro pe seară, dar sunt unele care sunt gratuite. Este o zonă unde e gratuit, că până la mea e natural și am fi vrut să mergem acolo, dar a plouat toată ziua și nu am putut. Acum e prima secundă când se oprește ploaia, să vedem dacă reușim să ieșim de-a lungul zilei. E deja ora, cred că e vreo 3 deja. Vulcanul încă nu se vede, din păcate. Deja avem o problemă, a? Păi n-au gust de lămâi. Lămâile n-au gust de lămâie deloc. Astea galbene n-au gust de lămâie deloc. Am nevoie de suc de lămâie. Deci trebuie să mergem la chioșc? Da. Dacă ieșim pe afară, vrei să mergem și la pe afară și pe aceea facem asta? Te-ai răzgândit? S-a oprit ploaia exact acum. Am ieșit să le arăt că plouă de azi dimineață și s-a oprit ploaia. Semne, oare? Semne. Cum vrei tu? Hai să mergem pe afară. Pentru că trebuie să luăm lămâie, nu că vrei tu să ieși afară. Hai.
plecăm după la mâine. Mulțumesc. Vreți cum duci gipeta asta în șlap și să moară Jana. Ok. Vlogul ăsta este foarte lung, sper să mai fie oameni care să uite. Cu siguranță, pentru că e un peisaj foarte frumos. Da, numai peisajul l-am arătat. Asta că a spus Cristi că mai înainte nu v-am arătat peisajul. Ai uite frumos. Băi, deci nu sunt sigur că e aici. Știu că există un loc gratuit unde poți să faci chestia asta, să te bucuri de apele termale, dar nu știu sigur dacă e aici. Faza e că aici sunt mulți oameni, multe mașini parcate și ne-am gândit noi, am dedus noi că asta ar fi. În La Fortuna, în locul în care suntem, o să vedeți și mâine despre vulcan în următorul vlog, dar aici totul e cu bani, frate. Adică aici dacă vrei să faci un hike, costă 50 de dolari pentru două persoane. Să mergi prin natură, te costă bani să mergi prin natură. Dacă vrei să te duci să vezi o cascadă, te costă 36 de dolari două persoane. Dacă vrei să te duci să vezi animale prin pădure, te costă încă 50 de dolari. Adică taxează pentru orice aici. Dacă vrei apă termală, de asta trebuie să duci la hotelul care costă 80 de euro day pass-ul fără să stai la hotel, doar să te plimbi pe acolo. Dar știm că sunt unele publice. Pe aici, pe suport, pe aici, pe casă sunt. Hai să vedem. Uite, sunt băieții gangsta acolo. Oare astea ar fi? La câtă lume e, s-ar putea. Să avem grijă să n-alunecăm aici cu șlapii. Ha? Cred că asta de aici era ce se numește El Salto. Nu e aici. Aici, de fapt, este o... El Salto se numește, o cordelină de asta mare. O frânghie de care se apucă localnicii și turiștii și se aruncă în râu. De-aia e atâta lume. Dar nu sunt astea apele termale. Ha! Țeapă! Faza e că nici nu prea avem internet. Dar da, se apucă de frânghia aia, se aruncă acolo. Ce ținică e și e roșie. Uite-o. Cred că-s veninoase astea care-s colorate, așa că hai. Da, uite ce mică e, ce-ți aha face aia. Aha. Ne încurcarăm, dar am găsit. Raluca i-a mers internetul de la Claro. Eu am la ceva cu L și eu n-am semnal. Și a găsit la 17 km, 17 km sau 8 km? Nu, 17 minute, 10 km. Așa, am găsit termele gratuite care sunt cumva peste drum de hotelul Tabacon. Hotelul ăla costă foarte mulți bani, dar peisajul, chiar dacă aici kilometri îi parcurgi mai lent, pentru că mergi lent, e sus, jos, curbă, 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 peisajul e extraordinar, totul verde, 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 păsări multe pe cer, foarte fain, foarte fain. Și uite ce am vrut să zic. Am mai vrut să zic ceva, dar nu puteți. Uite, ceața aia pe acolo. Super mișto și foarte bine pregătiți din punct de vedere turistic, mai rar așa ceva, deci din metru în metru e ceva. Totul cu bani, evident, nu poți să nici să respiri aici pe Moca. Am văzut niște pregătit. Niște terme, unde pune că sunt gratuite, doar că trebuie să plătești locker-ul. Dar locker-ul e undeva la 20 de dolari de persoană. Și nu trebuie să intri cu nimic la și tine. Și nu poți să intri cu absolut nimic, dar nici o geantă, nici nimic. Nu știu că este locker-ul. Na. Este potențial, este piață și se face. Hai că mai avem puțin, mai avem un kilometru. Parcarea e gratuită, dar știm și noi și menul ăsta. Și pe aici, pe undeva, văd că vin oameni de acolo. Asta-i să întreb. Hola. Este el parque en público o es del tabaco? Es de tabaco privado. Va para el río. Sí. Sí. Ok, caballero. Y que saca se cuide cada pie de los vehículos, estacionarlo y cuidárselo. Amigo, ah, deci nu e asta, asta e la... aici pe lângă, lângă bordură. Zic că te cuiere el vehicul și stăționează. Gracias. Deci domnul ăsta are grijă de noi. A zis. Hola, amigo. Hola. Cum estás? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Qué lo meto ahí? Aquí, ese carrito es alto, está bueno. Sí, este va, no pasa nada. Si te digo lo que me costó, lo quiero devolver. ¿Qué? ¿No es tuyo? Está rentado. Ahí está, está bueno. Ahí está. Sí. ¿Qué te tengo que dar para que me lo cuides un poco? 3000. Joder, cada año son más caros. Ahora te doy. Dale. 3000. 3000. Yo chico, fiecare en toma segunda, porque mai vine. ¿Qué trebuie 3000? En fin, ahí dau să ne aibă grijă de mașină. Ți-a zis că e o mașină bună, nu? Da. Stai, acum sunt curioasă. Să aflăm cât e parcarea. Aia am vrut să zic și eu, sunt curioasă să văd cât e. Stai că mă uit eu. Oh! Cât? 5 euro. Si, hombre, los cojones.
Amir. ¿Qué está? ¿Cómo si Costa Rica? No, si es tacaño. Pero si tacaño soy pobre. Mira, tortuga. Y mira el ¿Hay tortugas ahora? Claro. Sí. Tortuga, ¿es temporada? Mira, especial, $30 por persona. Eso está vale, casi dame, regalado. Dame su número, a ver. ¿El número de él? Sí. Dale. ¿Qué tengo que poner más? 86, no sé de dónde vienes. ¿Tú de dónde vienes? Te veo así como, como argentino, como... España. Ah, España. Pero soy de Rumania. Ah, Rumanía. Aprendí por el camino, sí. Sí, claro. ¿Qué tengo que poner ahí? Más 5, ajá, ¿no? Más, no sé qué de dónde vienes tú. Bueno, tú... ¿este número de dónde es? ¿Este aquí? ¿Es Tico? Sí, y el número... ¿Más 5? Más 5, ¿no? Más 5. Vale. Más 5, 6. Ajá. Mira, lo tengo ahí grabado. Jairo. ¡Ah, mira nomás! ¿Para que te dé comisión? ¡Sí, güey! ¡Púchala! ¡Pura vida! Ahí me lo saludas, ¿eh? Si vas. Vaya, cuídate. Jairo. Ahí queda. Gracias. Cuídate. Vigilan las cosas en el río. Esa cámara sí vale por lo menos $30,000, así que la vigilan. Okay. Vale. Vigila aquí el coche. Gracias. Cuidado desde ayer. Que andas domi. Era 2000 care sunt vreo 3,70 € pare mea să aibă grijă de mașină o oră. Și așa știu că e 1000, am dat 2000 că, na, nu pare băiat de treabă. Și zice că păi 2000 e un dolar, cum e un dolar, măi, $4 la mine în țară, îmi spală și mașina pentru $4 și prost la cap. Și mi-a spus ce să te spăl și eu, zic, lasă, lasă. Hai să vedem apa asta termală. Și pe unde se coboană? În țara asta, nu respiri fără să dai bani, frate. Deci nu respiri. Aici e tot. Ai parcat bani, ai respirat bani, tot. Keep your belongings safe. Și că se fură mult pe aici. Văd că sunt semne peste tot. Ok. Începe ploaia iară. Am văzut oameni și pe partea aia. Mi se pare că pe aici pot și eu să cobor în șlapi. Ai grijă, iubire, că alunecă. O te-ai gândit câte ziua ta te aduc în locuri de-astea atât de luxoase? Să ne înțelegem, mapa e aceeași și la Tabacona acolo, doar că acolo nu, ai alte condiții. Uite, ăștia vând aici suc de... suc de orice. Mamă, aia faci și de mâncare în tigaie acolo. Aici se pare că vin mai mulți localnici, cei care se petrec și ei ca de ziua... ăștia se petrec de ziua ta, iubire. Mamă, aia toți sunt localnici aici. Nu, că sunt oameni și cu câini, frate. Bă, nu știu dacă care-i combinația, noi am intrat în apă acolo și era rece bocnă, deci dacă oare s-a, cum se zice, s-a răcit apa? E cald, e cald. Deci, eu zic să mergem mai în sus dacă putem prin apă. Vulcanul încălzește acest râu ușor. Da. Stai să văd și eu cât e de călduță. Ah, picioarele mele, ah, trebuie să ne luăm papuși de... Uai, ce cald e, tu de... Dai, de capul meu! Creierul meu nu poate procesa așa ceva, cât de caldă e. Uai, dar e caldă, caldă, caldă. Ce faci, mă, băiatule? Uai, dar cât de caldă e. Cred că ce plăcut este întins cu totul așa pe acolo. Uite câtă lume e. Interesantă chestie. N-am pus niciodată în apă termală de asta, că este de un vulcan. Nu. Cel puțin nu pe Moca. De obicei astea sunt în locuri pregătite, amenajate. Dar aici e mocangeală, ia uite cum stau și uite toți la mine. Ăștia ne mint, mă, că vine de la vulcan și încălzesc apa pe aici din țava asta. Ia uite ce fain, îmi scoteam ochiul să moară Jacksana, ia uite-te. Uite, am fost la tine în țară, doamne. Hai să mă țin puțin de tine. Și-a făcut omeraș sora mea aici. Îmi place că unii oameni, vedeți acolo în stânga, își fac din pietre și au făcut piscina lor privată, ușor, ușor. Cred că trebuie să vii să prinzi locurile bune. E ireal cât de caldă e apa asta, frate. E absolut ireal. Poți să te duci mai în mijloc. Iubitul, dacă te mergi mai în mijloc, poți să iau ghiozanul să-l pun de tornillo ăsta care e acolo. Eu aici sunt super bine. Uai, ce fain e călduț, îmi dă exact unde trebuie. Mișto, hă? O să-mi pun ăștia sub cur ca să nu stau pe pietre, ca să nu-mi dau mână. Dar vezi că după aia când te ridici pleacă șlapii. Da, trebuie să-mi duc aminte de ei. Uite, stai așa, prind un joint, sora mea aici, că și ea e verde ca copacii ăștia.
Mișto. Hai, ne vedem după aia, după ce luăm lămâile să facă Raluca torp. Te bucur că ai ieșit afară? Da. De ziua ta la terme. Îmi place cum se vede aburi. Uite, de exemplu, în spate, acolo la cascadă, vezi cum se văd aburi. Deci eu m-am umplut de nisip negru. Ăștia ghiveci. M-am umplut de nisip negru, de ăsta peste tot pe pantaloni. Trebuie să ne grăbim acum, că am uitat o chestie. Nu le-am dat de mâncare la găini. I-a lăsat o de audire la ușă. Mai nu știu ce face tante asta de mâncare aici, dar tare bine miroase. Bă, orice ar fi, să-mi bat picior dacă nu e cea mai faină mașină de aici. Gin meu nostru. Ziceți că nu. Nu e cea mai ușoară mașină de condus, cea mai comodă, dar e faină tare, mai sexoasă rău de tot. Față de restul, arată mult mai bine. Nu? Până face loc rețetele ei, băgăm un bol de ăsta de fruct, așa cu iaurt. S-a ieșit pizza, mamă, ce cald e aici, eu am stat, am meditat. Ia să-ți văd pizza ta sănătoasă de ovăz și roșii. Arată bine rău, iubire. Deci noaptea zboară pe... Ia uite, pe frații mei Gecko, acolo toți. Acolo mare gândac, ce apare. Ce e noapte aici, petrecere. Eu am stat, am editat un video și vreau să vă spun că n-am mai mâncat o pizza de 2 luni. De 2 luni, ia uite acolo alt gândac. Așa. Dar așa e noaptea, noaptea se schimbă total peisajul. Vezi, hai, scoatem un vin. Să nu te sperii că sunt niște butterflies. Ok. Și momentul ăsta aici. Înainte să degustăm o fantastică ta pizza, ce ingrediente ai băgat în ea? Să știm și noi ăștia care ne uităm aici. Are ovăz, iaurt și sare. Ăla e blatul. Da. Și apoi ar trebui să fie mozzarella, doar că eu n-am găsit mozzarella și nu știu ce brânzică am pus. N-ai pus cheso manchego de la? Da. Nu, ăla la altul l-am pus. Am două brânzi. Unul nu știu care e, unul e manchego. Și pe aceea pentru bordes, pentru astea de aici, am pus brânzică. Am făcut așa ca să fie așa, să se întindă brânzica. Apoi sos de roșii și brânzică. Asta e tot. Și roșii cerri, văd pe aici. Am pus acum peste. Deci o margarita sănătoasă, nu? Da, ați imaginez dacă ar fi o burată, vine să curgă jo pe aici. Doar că nu. N-arată rău. Asta e din aia, dacă bagi la sală și vrei să devii super slim. Așa, dar să știi că în toate rețetele astea sănătoase e făină de ovăz, ovăz măcinat, ovăz nu știu cum, ovăz, ovăz și mai mult ovăz. Yep. Are și, nu știu ce, prăjitura de lămâie, tot de asta sănătoasă pe la cuptor acolo. Hai să vedem. Por favor, que sepa pizza de verdad. Mam, e bună rău. Nu minți. Mam, e bună. Are gust de pizza. Sos de roșii, poate. Are brânzică înăuntru, un blat. Și are și o regală, cum uitam. Mă, iubire, mă. Ai făcut pizza sănătoasă. Se cam rupe ea, așa. Că e făină de ovăz și... Faza e că nici nu știi cum să folosești cuptorul în fiecare loc. Fiecare cuptor e diferit. Asta e alt lucru pe care l-am învățat călătorind. Toate cuptoarele sunt diferite. Primul meu a luat așa. Foarte bună.
Se pare că e gata și prăjitura cu lămâie. Întrebați în următorul video dacă ne-a plăcut sau nu. Te am ce ani? Happy birthday, dragoste. Happy birthday, mie. Anul viitor unde? Nu se știe niciodată. I love you. Bye bye. Oh, hai că e bun. Da. Yeah.